Care e frumoasă, bucătăria. Intrăria, că e frumoasă. Da, da, da. Test fulger pentru Mihalis. Și după care dăm de ruletă. Care este a treia planetă de la Soare? Pământ. Bravo. Da, mă, bine, uite, vrea colega mea să mă așez. Măcar atât. Așa, măcar atât, s-a așezat bătrânul. Câteva lucruri. Care este acum numele pe Cristi? Oii sălbatice care trăiește în Tibet? Oaia sălbatică care trăiește? O oaie sălbatică. Începe cu I. Iac. Bravo, mă. Ce așa e? Iac. Iac, iac. Tu știi? Da. Da. Dar acum... A și văzut-o, vezi, era aia. Vezi, asta e avantajul să ai cască în ureche. Da. Ah, bravo, deci i-ați dat și cască, am înțeles. Ai cască, mă, n-am, de aia, știi? N-am, mă, cască în ureche. Ce-ai zis? Ce-ai zis? La noi ce oaie din aia, buzărină. Te rog frumos, vine domnul Becali peste voi și vă arată el. Ce este la fel de mare ca un elefant, dar nu cântărește nimic? Umbra elefantului. Ole, chiar așa. Un șofer de camion intră pe o stradă cu sens unic și merge în direcția greșită. El trece pe lângă două echipaje, dar oamenii legii nu-l opresc, pentru că... Deci, merge pe sens unic... Și nu-l oprește nimeni, și nici poliția. Și nu-l oprește nimeni, nici poliția. Ăsta, tramvaiul ăsta sau ce? Nu? Da, mașina de pompieri, salvarea... Deci merge în direcția greșită, dar totuși nu-l, da, nu-l oprește. Salvarea, pompierii, poliția... Răspunsul e că merge pe jos șoferul de camion. A, merge pe jos. Tu m-aș forat. Tu m-aș forat. Hai că trebuia să te încurc cu ceva. Da. Pentru, dacă ai un calendar cu foi detașabile, care se rup în fiecare zi și care acum arată ziua de 1 aprilie, câte foi va trebui să rupi pentru ca el să arate data de 31? 30 de foi. Câte luni, câte zile are aprilie? Da. Stați așa să le facem băbește. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, 30. 30. Ca să ajungă, 20. N-are 31. Deci, n-are. Deci, pe n-are. Deci n-are. Câte foi trebuie să rup ca să ajung la o dată de 31? 30 10 plus? Plus după aia ce urmează aprilie, mai. 30 plus 30, 60. Și 1. Și 1. Bravo. Ca să ajung. Da, da, pe aia n-o rup. A știu băiatul, mă. Pe aia n-o rup. L-am ajutat și noi că e băiat simpatic, e zis și Codruța că e mare formă, deci da, trebuia. E deștept. Fii atent, e mare deștepție, că trei broaște stăteau așa ca noi pe un, pe o margine de lac și prima acum zice... Acum o căim sau și prima zice uac, a doua zice uac, 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 a treia zice uac, uac, uac. Prima scoate un pistol nervoasă și o împușcă pe a treia. A doua o întreabă pe prima, ce ai avut făcut ea? Știa prea multe de unde. Așa este. Pentru că se face o rață acolo și a vorbit de rațe. Nu știi cum era cu un nene care stătea pe malul unui lac și vine nene cu un tank, că e la mod acum, și zice: nene, e lacul ăsta mare? Nu e, tată, atâta e. Intră la cu tankul, intră până de sus sub apă. Și tata e: oalele, a trecut o rață acum și s-au dat se numai până aici, la lăpuțe. Ia, hai să vedem. Hai. Domnul Mihalis, te rog să dai dovadă Mihalis de curaj. Ei rămân aici, sunt la juriu. Ei da, se rămân la juriu. Sunt grupul de susținători pe Valentina, lăsăm pe el mai are. Iar pe Codruța nici nu cutez să o pun la... De ce? Hai Codruța cu Codruța. Nu, că ea fac... Nu. N-avem noi ruletă, de ce știe Codruța să fac? Hai să ne jucăm. Roata provocărilor. Ia să vedem. Dacă spică cu sumo, murim aici. Ai umflă balonul? Ce umflă balonul până se sparge. E, hai că e simplu, stai jos aici și nu? Hai că ai avut noroc. Dacă erai acum... Cât mai ai din emisiune ca să umfle la balon? Nu, da, contează ce balon. Da. Uite, o să facem treaba următoare. Până când ne aducem balon, dacă era cu meciul de sumo, aveam niște costume de astea de sumo, te băteai și de-abia tu. De-abia așteptam, dar cu cine mă băteam? Adică singur. Avem un bucătar, el are probleme cu spatele, vrea imediat concediu. Am la aceeași categorie. Da, la categoria, să mă bat eu, categoria lață. Fluture. Eu puteam să mă bat cu el, că suntem amândoi aici. Da. Aia, da. Dar nu facem noi lucruri de genul ăsta. Până când ne pregătim, Andreea Marin, împreună cu fiica ei Violeta, un super interviu. Vă rog să urmăriți și după aceea îl punem în valoare și pe domnul Mihalis.